cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi. Se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în general. Greu la deal și greu la vale, nu-s bucate, nu-s parale, toți sunt lefte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au curumnii, moacele n-au pace. Lanurile-s părăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi flămânzi copii zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Vino noi, guvernul strigă, iar țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Ce mai construiți palate și orașe ca n-apus, știți voi ce-i lasate, nu-s parale, nu-s. Nu-s parale, nu-s. Nu-s parale, nu-s. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la Tribuna Societății Civile, o emisiune în care persoane și personalități mehedințene au posibilitatea să-și expună punctele de vedere în legătură cu problemele curente ale comunității. Bună seara, dumneavoastră, stimați radioascultători ai postului Galaxy FM, post care preia în direct emisiunea noastră și care are o acoperire formidabilă, practic, pe toată jumătatea de sud a României. Bună seara tuturor! Suntem într-un moment, cum să spun eu, de bilanț, de comentarii, de analize. Termenul îl las la alegerea domniilor voastre. S-a încheiat în sfârșit anul electoral 2014 cu un rezultat oarecum neașteptat în ceea ce privește victoria în cursa prezidențială. Este vorba de faptul că ieri românii au votat, l-au ales, la o diferență, zic eu, confortabilă, pe Klaus Iohannis, președinte al României. Chestiunea comportă, sigur, mai multe discuții. Adică situația de fapt comportă mai multe discuții și prima dintre ele ar fi, eventual, și probabil o vom analiza și noi în această seară cu invitații din emisiune, este aceea, problema esențială este cum de a reușit Klaus Iohannis să facă atât de spectaculos rezultatul alegerilor, de la un scor care părea imposibil de remontat, 10% în tur, la o victorie mai mult decât concludentă, 10% în plus față de contracandidatul Victor Ponta în turul al doilea. Invitații mei din această seară sunt colegii și prietenii noștri, prietenii mei, Alin Nicolicea, managerul studioului Trustului de Presă Galaxy. Bună seara, domnul profesor. Și un binecunoscut jurnalist local, prim vicepreședinte, mă înșel, al Uniunii Naționale pentru Progresul. Tot ce sunt la prezentări, am și miram. Da, aveți așa o carte de vizită impresionantă și n-am cum să evit niște chestiuni. Nu știu dacă mă înșelam. Eu zic că nu vă înșelați, dar cel mai corect și pentru telespectatori este să fiu prezentat sau să mă prezint ca și managerul postului de televiziune. Păi în calitatea asta v-am invitat, dar nu trebuie telespectatorii și radioascultătorii să uite că dumneavoastră aveți o importantă funcție politică în cadrul UNPR, Mehedinți. Mai exact, prin vicepreședinte. De asta, băi, aici aveam aici, mare, micul meu dubiu. Mă uitam la colegul de platou. Mica mea ezitare. E cumva, nu mai colegul știam. De platou este distinsul gazetar Marius Cilibia, directorul săptămânalului Buletin de Mehedinți. Bine ați venit, domnule Cilibia. Bună seara și dumneavoastră și celor care ne privesc. Emoțiile au fost în mare parte pentru mine la această prezentare.
pentru că și eu, ca și Alin, am crezut că spuneți prim vicepreședinte despre mine și nu știam pe unde am ajuns prim vicepreședinte. Da, a fost o pauză de concentrare. Mai ales că nu am nici ambiții, nici aspirații de genul acesta și nu le-am avut niciodată. Aia cine știe, timpul e înainte, domnul Cilibiu. Pentru Alin, da. Și pentru domnia voastră, care sunteți, desigur, mult mai tânăr decât cel care vorbește în același... Ce mult îmi plac vorbele dumneavoastră de data asta, da. Mă bucur că v-am făcut o plăcere și sperăm că plăcută va fi și discuția noastră din... Domnule profesor, de aici văd că rezultă un singur lucru, punctul de echilibru, nu? Și interesul local și sigur, regional. Da, dacă ziceți dumneavoastră așa, domnul director, e bine. Domnilor, stimați prieteni, m-am întâlnit venind către, și aici nu fabulez deloc, e chiar o întâmplare reală, m-am întâlnit cu un coleg de breaslă, de meserie, un profesor la un cunoscut liceu Severina, care mi-a pus o întrebare simplă în aparență, o transfer și eu către dumneavoastră, o trimit către dumneavoastră. Domnul profesor, zice, au făcut bine românii că l-au ales pe Iohannis ca președinte al României? Bine, e o întrebare, știți dumneavoastră, care cere un răspuns clar, da sau nu. Dar zic eu că o astfel de întrebare comportă și niște nuanțe. Ei, vă adresez și domniilor voastre. E bine, stimați colegi și prieteni, că românii l-au ales pe Klaus Iohannis, președinte al României. Domnul profesor, acum cu permisiunea domnului Cilibia, nu că vreau eu să monopolizez discuția, dar răspunsul pe care îl cereți dumneavoastră nu este chiar atât de simplu. Este un răspuns, zic eu, nu foarte complicat, dar totuși care trebuie discutat. Da. Și un răspuns care, zic eu, se va materializa în cel puțin 2-3 ani de zile. Pentru că atunci vom vedea cu adevărat dacă au făcut bine sau dacă nu au făcut bine. Eu mă gândeam la intuiția dumneavoastră și de un politic și de gazetar. Dacă putem să separăm planul discuției, și eu zic că putem să-l facem și o să dau și exemplu de ce-l putem face, și anume, dacă este să-l citesc pe primul ministru al României, Victor Ponta, da? Poporul are întotdeauna dreptate, iar poporul de data aceasta, dacă... Așa i-am răspuns eu și tânăr să dăm, și să dăm dreptate poporului și implicit nu domnului premier Victor Ponta, România a făcut bine. Da? În momentul în care stăm și ne gândim din punct de vedere, domne, care sunt atribuțiile președintelui? Ce poate face un președinte? Și nu neapărat la semnalul pe care îl dă alegerea președintelui, pentru că planurile aici concordă anumite nuanțe și va trebui să le discutăm, disecăm și să le analizăm. Adică, până la urmă, este vorba de alegeri prezidențiale și nu este vorba de alegeri locale sau parlamentare, spun eu. Semnalul, în schimb, este foarte important, atât pentru politica internă, mă refer, de securitate națională, și două secunde, apoi către politica externă. Ce înseamnă securitate națională? Securitate națională nu înseamnă că trebuie să facem linia de baraj anti-țaristă Focșană-Moloasa. Nu înseamnă că va trebui să facem fortul 13 Jilava. Nu asta înseamnă securitate națională. Securitate națională înseamnă apărarea statului de drept, securitate națională înseamnă tot ceea ce înseamnă justiție independentă sau eliberarea justiției de sub jugul politic, da? Atât cât este sau cât nu este, pentru că de fiecare dată și dintr-o parte și dintr-alta scenei politice, cât și din partea societății civile, există anumite nuanțe și anumite acuzații la adresa unui magistrat care până la urmă face parte din justiție. Nu putem generaliza, dar trebuie să integrăm și subiectul ăsta. Securitatea națională înseamnă și lupta împotriva corupției. Securitatea asta națională e un plan așa mai... mult mai mare, mult mai vast decât și-l pot imagina unii sau alții, că e vorba doar să avem forțe armate puternice, tehnică modernă de luptă și să dăm un pic de cel puțin și securizarea frontierelor. Asta este părerea mea. Da, sunt teme care, din păcate, n-au fost abordate în campania electorală foarte mult și e bine că mă bucur că ați insistat asupra lor. E bine, domnul Cilibia? Eu cred că odată ce poporul a ales în felul acesta, este bine. Acum, dacă alegea altfel, era bine și așa. Asta este. Pe de altă parte, vreau să vă spun că cu o singură excepție, din 92 încoace, atunci a fost ultima dată când a câștigat pe puterile ei stânga la președinția României, în 92. A mai câștigat o dată în 2000, însă atunci a fost pe vot anti-Vadim, când s-au coalizat toți ceilalți și au preferat
cum motivau ei răul cel mai mic. Și aici e discutabilă treaba. Mai mult decât discutabilă. Au fost niște chestiuni oribile în acea campanie electorală, dar nu vreau să revenim asupra lor. Toate campaniile electorale din România au avut accente oribile. Toate, absolut toate. Mai, mult mai puține decât cea din 2000, când Vadim a fost pus la zid de către... Eu acum nu că am, cine știe ce partizanate față de Vadim, am o simpatie de coleg de generație față de el. Dar ce s-a întâmplat în 2000, cred că excede orice cadru democratic la care ne-am putea gândi. Practic, nu numai politicienii, nu numai presa, în quasi totalitatea ei, dar și societatea civilă, oamenii de cultură, oamenii de artă, din care Vadim, vrem, nu vrem, face parte, s-au coalizat și au pus pe acest politician foarte interesant și foarte plin de substanță la zid, demonizându-l, aruncând spre el cu tot felul de materii. Nu cred că s-a mai întâmplat în nicio altă campanie, o spun cu mare liniște, au trecut iată 14 ani de atunci, nu cred că s-a mai petrecut în nicio altă campanie electorală mizeria de comportament civic și politic față de un candidat la prezidențiale. Așa, dar să revenim la subiectul. La campania 2014. 2014. Deci, pe de altă parte, unul dintre geniile gândirii românești, Petre Țuțea, eu am spus-o și în emisiunea mea, a sintetizat opțiunile electorale românești prin celebra frază: cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci, dar aminte să conduci o țară. Este clar că fraza asta a fost pusă cu mult înainte de 1996, să zicem, când a câștigat dreapta, și de atunci n-a mai lăsat să-i scape electoratul românesc decât atunci în 2000, când neavând candidat, venea după treaba cu CDR-ul, cu nu știu ce, neavând un candidat viabil și comun, mai ales comun, au ales să-l sprijine pe Ion Iliescu să se ralieze și ei societății civile, pentru că să recunoaștem atunci societatea civilă a înclinat balanța. Aș mai adăuga că în 2004, de pildă, Traian Băsescu, unul dintre candidații la prezidențiale, era om de stânga, dacă mi-amintesc eu bine. Ca și Adrian Năstase, contracandidatul său. A, când a spus în celebra confruntare atunci că ce blestem o fi pe... Nu neapărat de el, făcea parte, Partidul Democrat era, dacă nu mă înșel eu, membru al Internaționalei Socialiste. Da, dar se uniseră cu liberalii care erau membri ai... S-au unit ceva mai încolo. La prezidențiale erau deja uniți pentru că fusese uniți de la locale. Localele sunt primăvara. A, da. Venise cu Alianța, dragă stolul. Da, 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 bine. Da. Și aici discuția e un pic mai complicată, în sensul că, de fapt, candidatul la președinție trebuia să fie din partea dreaptă și nu din partea stângă. A intervenit dragă stolul și cu toții, da, știm... Da. A intervenit pentru că în felul ăsta trebuia să câștige aripa aia. Adică era singura variantă câștigătoare. Deci care au fost atunci... au făcut parte din staful de campanie a lui Stolojan și a lui Băsescu, spun acum, dezvăluie acum faptul că Stolojan nu mai avea energie, că se blocase, ajunsese la un anumit nivel pe care nu-l mai putea depăși. Vorbiți de scenariul lui Mungiu Vipidi sau? Că ea s-a lăudat cu chestia asta. Nu, eu vorbesc despre oameni cu care dialoghez de obicei, cu Adrian Cioroianu, mă rog, de staful respectiv. Nu știu, doamna Pipidi, Munciu Pipidi, ce rol a avut pe acolo. Și-ar fi revendicat chestia cu sceneta cu dragă stolo. Acum, da, știți, după război mulți viteși s-ar arată. Da, cert, da, e că a fost cineva care a gândit-o. A fost cineva care a gândit-o și din ce l-am cunoscut eu, este foarte adevărat că n-am mai stat de vorbă de foarte multă vreme. Și n-am stat în viața mea de vorbă decât de vreo 3 ori cu domnia sa, nici nu era președinte pe atunci, dar îl știu pe Traian Băsescu că nu interpretează rol după scenarii scrise. Știu că eventual scenariile și le face el. Are și o... Sigur că se mai inspiră, că se... Sigur, sigur, sigur. Către melodramă, către... Este un politician abil și un fin psiholog. Știe când trebuie și ce trebuie să dea. De altfel și la campania asta din 2014, intervenția lui de vineri, încălcând grav Constituția, să știți că a avut urmări. Am văzut, da, nicio problemă. Deci, spidând mai exact prevederile Constituției. Asta cu încălcările constituționale, să știți că au fost de ambele părți. În primul rând, Victor Ponta, dacă era
bărbat, ca să nu spun păi altceva. Păi eu cred că este. Bine, dumneavoastră credeți, eu pot să cred altceva, da? E dreptul dumneavoastră. Dar așa trebuia să demisioneze, să se autosuspende din funcția de premier, exact. Da, e o problemă aici. Exact cum a făcut Adrian Năstase în 2004. Precedentul exista. Nu poți să-ți faci campanie electorală pe banii din buget. Ori el toate deplasările pe care le-a făcut, le-a făcut în interes profesional, neuitând să-și facă campanie S-ar electorală. S-ar putea ca de conturile să justifice altfel deplasările respective. Sub nicio formă nu va fi așa. Cunosc prea bine tagma asta. Cunosc prea bine tagma asta și partidul ăsta. Dar trebuie să admiteți că pot apărea și surprize. Teoretic, da. În fapt, nu vom avea parte de ele. De altfel, oameni de substanță din partidul Mamut, cu riscul de a-l supăra pe colegul nostru, Alin Nicolicea. Fiecare are dreptul la opinie, adică. Da. Măcar la o opinie. Așa? Deci oameni de substanță din partidul ăsta, nu numai că s-au dat la o parte, dar creatorul acestui partid, Ion Iliescu, într-o intervenție avută după turul întâi, le-a reproșat lui Sebastian Ghiță, Liviu Dragnea și Victor Ponta, spunându-le, ați creat un monstru. Ceea ce faceți se va întoarce împotriva partidului. Pentru că dacă Victor Ponta pierde, vom fi puși la zid. E posibil ca ceea ce spun eu acum să nu fie o redare motamo a discursului președintelui Ion Iliescu, care știți cu toții că are puneri de-astea la punct pentru mai tinerii lui colegi. Vă aduceți aminte, pe Joana l-a făcut prostănac. Și nu știu... Cu simpatie, zic eu. Cu simpatie, da, da. Mă rog, termenul e extrem de precis. Deci nu lasă loc de interpretări. Așa. Iar Liviu Dragnea, eu cred că este și astăzi, ați văzut că au fost o serie întreagă de lor de poziție împotriva sa, din rândul colegilor de partid. Eu zic că este omul care a greșit. Fantastic de bun. Cine e Liviu Dragnea? Sigur că da, în această campanie electorală. PSD-ul a fiind prea cu minte sau? Nu, fiind mult prea agresiv. Deci, deși aveau 10% avantaj, au forțat până la limita ruperii oricărui bun simț și oamenii s-au revoltat. Domnule profesor, în județul Mereniț, poate nu cunoașteți datele astea, au fost 21.800 de turiști electorali. Plus 3.000 de voturi cu urna mobilă. Asta înseamnă, adunându-le pe cele, înseamnă 25.000 de voturi. De când a devenit în luna noiembrie județul Mereniț o atracție turistică atât de mare? Apar rațele sălbatice pe Dunăre, gâștele sălbatice. Am înțeles că la o secțiune de la Ostrovul Mare, dacă nu mă înșel, s-au votat, s-a votat cu 400 sau 500%. 440%. În sfârșit, astea sunt accidente electorale, nu, care vom discuta pot avea explicații. Nu sunt accidente, sunt o manieră, un fel de a te comporta. Nu suntem singuri, să știți, mai sunt județe prin țară unde s-au petrecut fenomene. Dar tot astea care sunt categorisite județele roșii. Nu, era parcă prin Hunedoara, am citit o chestiune legată de chestia aceasta. Nu neapărat roșu e Hunedoara, roșu spre negru, cred. Hunedoara, nu uitați ce probleme are de curând, cu moloți, cu toate cele. Da, și uitați-vă și la celelalte județe. Teleorman, Doljul, Oltu, Ialomița, Călărașul. Aici au fost probleme majore. Da, vom reveni însă asupra felului cum s-a votat în județul Mehedinți. Vom discuta o serie de aspecte și legate de acest lucru. Hai să discutăm tot de prezidențialele acestea și mai exact de profilurile celor doi candidați. O adresez iarăși ambilor aceeași întrebare. Iertați-mă. Ce credeți că au câștigat românii alegându-l pe Iohannis? Ce credeți că au pierdut nealegându-l pe Victor Ponta? Domnule Alin, nealegându-l pe Victor Ponta, au pierdut în primul rând că nu l-au pe Victor Ponta. Bun. Acum nu vreau ca să intru într-o personalizare. E vorba de ceea ce ar fi putut pierde. Ar fi putut pierde sau au pierdut nealegându-l. Adică probleme legate de profil uman, de exprimare, de discurs personal, de atitudine civică, de prestație la nivel intern și internațional și așa mai departe. Acum, domnule profesor, ce-au pierdut românii?
Fiecare consideră că a pierdut mai mult sau mai puțin. Unii și-au pus speranțele în acest om. În sensul că trebuie să fim corect și să dăm cezarului ce al cezarului, dar fără să nu întărim bine în balanță, adică mai pe scurt să ne uităm la toate aceste aspecte, Victor Ponta a încercat și spun eu că a și reușit în mare parte să se ține de anumite promisiuni. Normal, tot timpul o măsură vine cu o contramăsură. Automat, când vorbim despre tot ceea ce înseamnă pensii și salarii, noi vorbim de sistemul bugetar în momentul de față și vreau să fac precizarea că acum vorbesc din punct de vedere al omului care lucrează în presă, nu al prim vicepreședintelui UNEPR. Deci, a încercat și a reușit într-o formă sau alta să aducă aceste venituri la forma actuală și la fosta formă din 2010, cu mici mari modificări. Problema este următoarea. Contramăsura care a venit în urma acestor creșteri, mai mari sau mai mici de pensii și de salarii, unele cuvenite în mod natural, altele printr-un efort bugetar, s-au făcut niște contramăsuri care au lovit exact în clasa de mijloc. Eu vorbesc pe date acum, fără niciun fel de problemă. Domnule, suntem în România undeva pe la 900.000, maxim 1.000.000 de bugetari. Eu nu vreau să se creeze conflicte sau diferențe. Vezi, Doamne, ești bugetar și celălalt e patron. Nu. Toți suntem oameni, toți suntem egali în fața legii, toți avem aceleași drepturi și toți trăim în țara asta. Cu toții avem interesul să meargă țara asta mai bine. Problema este alta. Reparația asta pe care a încercat să o facă Victor Ponta și cum era și sloganul dumnealui, președintele care unește, și drept dovadă, fără niciun fel de satiră, se vede că a unit românii din România cu românii din diaspora și a unit în general toată diaspora, care cunoașteți și dumneavoastră, era destul de fărâmițată. A, că nu a reușit să o unească pentru susținerea dumnealui, este partea a doua. Dar ce-i drept? I-a unit. Unde vreau să ajung? Ori nu au fost explicate aceste măsuri și ne reîntoarcem la perioada 2009-2012, mare atenție, 2009-2010, guvernare PDL-PSD, cu Victor Ponta în guvern. În același timp, în momentul când s-a revenit ca număr, adică ca ban, puterea era mult mai mică, pentru că vorbim de inflație. Iar la fel de bine, populația a sperat că Victor Ponta, prin tinerețea lui, oamenii și-au pus încrederea. Ne uităm la starea de spirit aici la Galaxy și vedem oamenii ce spun pe stradă. Oamenii vreau un președinte tânăr, nici Iohannis nu-i bătrân, dar Ponta era mai tânăr. Își dorea ca prin tinerețea lui și prin faptul că are un alt anturaj, are o altă cultură, are o altă viziune, încearcă să construiască ceva nou, cu toții să fie prinși în proiectul acesta nou. Drept dovadă, și noi nu vorbim aici dacă a greșit sau nu, lângă PSD, lângă Partidul Social Democrat, regăsim Partidul Conservator, cu bune și cu rele, că nu mi-e rușine nici de alții să vorbim despre ei. Regăsim UNEPR-ul. Îl regăsim pe Corneliu Vadim Tudor. Iată, fostul contracandidat din anul 2000 al lui Ion Iliescu. Regăsim o parte a Partidului Liberal Reformator, care, cu toate că nu există, este așa un fel de partid virtual, dar nu e Partidul Național al Mediului sau ceva de genul ăsta. Dar totuși oamenii aceia există într-o formațiune. Răbdare. Tot ceea ce vreau să spun e că a încercat să-și construiască în jurul său o echipă de oameni din toate mediile, cu reprezentare din toate clasele sociale. Pe partea de business și de intelectualitate și tot ceea ce înseamnă clasă de mijloc, trebuiau să fie reprezentați prin acești peleriști. Partea socială, cu măsurile sociale, de protecție socială, era reprezentată automat de către PSD și de către UNEPR. Partea conservatoare era reprezentată normal de Partidul Conservator, în special când vorbim despre agricultură, când vorbim despre tradiții, nu? Lucrurile acestea. Partea naționalistă era reprezentată de către Corneliu Vadim Tudor și un lucru foarte bun, că acest om este naționalist, da? Este foarte bun că acest om este patriot și fac foarte bine diferențele, pentru că dumnealui are ieșiri, unele sub formă de naționalist, altele sub formă de patriotism. Bun, a încercat să construiască aceste lucruri. Nu a fost chiar pe placul oamenilor, dacă stăm să ne uităm, dar eu cred că dacă e să-l comparăm doar pe Victor Ponta, au pierdut, dau un exemplu, o echipă mare, care automat avea niște responsabilități, zic eu, bine conturate sau le-ar fi avut bine conturate pe fiecare segment în parte, pe care trebuiau să acționeze respectivii oameni. Să nu uităm iarăși de UDMR. Deci, practic, vă dați seama, reușise să se aducă la aceeași masă, sub o formă sau alta, pe Corneliu Vadim Tudor și pe... Nu l-ați văzut, Chelemen Hunor. Deci, așa ceva nu prea s-a văzut.
La masa de cu toate, cu ce spune Vadim Tudor, cu ce spune Achelemen Hunor, au stat la aceeași masă, sub o formă sau alta. Iar Victor Ponta a fost balanța între ei, deci trebuie să apreciem lucrul ăsta. E foarte greu să faci totuși o balanță între atâtea forțe politice. Eu chiar aș fi vrut să văd o ședință de asta de coaliție. Eu cred că n-a existat o ședință extinsă de coaliție, adică avându-i la masă chiar la modul fizic. Păi nu, și asta pe încerc Unor să și spun, pe Vadim. Că pe partea dreaptă reprezentativitatea era din partea PLR-ului sau Viitorului, dacă se va înscrie sau dacă va mai exista PLR-ul, și a Partidului Conservator. Pe partea stângă, pe cine aveam? Aveam PSD-ul, UNPR-ul și undeva mai pe la mijloc, UDMR-ul pe partea dreaptă și PRM-ul pe partea stângă. Ce a câștigat, ce a câștigat România legându-l pe Iohannis? Asta e iarăși o știți cum e? Întrebare aparent eu cu caracter general, retorică aproape. Spun dar lucrurile astea din convingere și pentru Victor Ponta și pentru Klaus Iohannis, care are punctele lui de plus și punctele lui de minus. Dacă sunt să ne uităm sub o formă sau alta, Klaus Iohannis este un om care pare liniștit. Dar, de obicei, în popor se spune că apele limpezi sunt foarte adânci. Ce au câștigat prin Klaus Iohannis? Cred eu că au câștigat o imagine externă bună, niște contacte închegate mult mai bine și performanța lui Klaus Iohannis. Vrem, nu vrem, ne place de Klaus Iohannis sau nu. Dom'le, Sibiu ăla e altceva. Deci Sibiu ăla e altceva. Ai ajuns în Sibiu, zici că ești în altă parte. Chiar în altă țară, da. Asta vreau să spun. Deci zici că ești în altă țară. Iar eu când vorbesc de altă țară, nu vorbesc de drumuri asfaltate. Vaxalbina și în turnul Severin sunt drumuri asfaltate, da? Eu vorbesc de locuri de muncă, vorbesc de oameni civilizați, vorbesc de cultură, vorbesc de tot ceea ce înseamnă respectul între instituțiile Unității Administrative Teritoriale Sibiu și cetățenii municipiului Sibiu. Să nu uităm de sprijinul economic foarte consistent pe care statul român l-a acordat Sibiului la un anumit moment. Domnule începem profesor, chiar cu guvernarea Năstase, în perspectiva faptului că orașul acesta avea să devină capitală culturală. O secundă, vreau să fac o scurtă paranteză, pentru că statul nu e în toate în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. Nu. Am referit ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Statul român a acordat o anumită finanțare, că era sau că nu era Iohannis, ca să ne înțelegem. Statul asta român a dat o finanțare care nu cred că a depășit, din cât știu eu, 12%. Restul a venit pe fonduri europene. Și aduceți-vă aminte că noi când vorbim de fonduri europene, vorbim de fonduri preaderare. Unde fondurile de preaderare se luau și mult mai ușor și într-un cuantum mult mai mic, mă refer de a pune bani tu ca stat doar român sau ca unitate administrativă teritorială. Trebuie să muncească pentru asta. Corect. Ceea ce la noi, domnul Constantin Dinu, dacă vi-l mai aduceți aminte, dacă își mai aduce cineva aminte de cu el. Cu deosebită prietenie. Chiar dumneavoastră, da? Eu nu, eu chiar am o situație de jenă când spun că am fost administrat oarecum timp de 3 mandate de acest bolșevic care s-a dovedit a fi și un fost ofițer de securitate criminal. Criminal, nu. Criminal, la Botoșani, el a făcut parte din trupele de represiune la revoltele din 52-54. Și am prezentat documentele de atunci, am avut neplăceri cu organele de resort pentru chestia asta, deși eu le-am prezentat în ziarul pe care l-aveam la data aceea, omițând de acolo numărul unității, numele și gradul celui care făcea raportul respectiv. Deci toate astea au fost bine documentate când le-am spus. Pentru că nu arunc cu noroi pe nimeni aiurea. Așa. Deci Constantin Dinu n-a făcut nimic atunci, așa cum, de exemplu, acum primăria, pe mandatul în care ne aflăm, 2012-2016, nu are nici un proiect depus pentru a beneficia de aceste fonduri europene. Nici unul. Tot ce s-a făcut se trăiește din administrarea din mandatul 2008-2012. Când era, mă rog, aproximativ aceeași conducere a primăriei. Aproximativ însemnând un singur om? Păi, dar și ce om? Nu? Ce-a mai făcut omul ăsta după? A reluat tactica cu panseluțele? Vă uitați că dinainte de Paște a demolat parcul ăsta ca să-l facă tăind copaci seculari pentru că n-a avut niciun fel de aprobare de la Ministerul Mediului. Și stăm cu el și în momentul de față în stare de șantier?
Da, da, și când se va termina, vă dați. Da, și când se va termina, firma care a luat lucrările va fi foarte... Da, să revenim la subiect. Acum nu că vreau să intervin, dar ca să-mi termin ideea cu Sibiu și după aceea, na, să dau replica cum ar veni, dar de data asta în calitate de om politic. Claus Iohannis, cred eu că a avut marele merit că nu a pus mâna pe banii europeni și chiar s-au văzut banii europeni. Chiar era acolo. Să vă întreb pe ce să pună mâna. Eu zic că pe bani europeni, pe contracte, pentru că dumneavoastră gândiți-vă, noi vorbim de anul 2000. Uite, uitați-vă la tot ceea ce înseamnă anchete DNA, uitați-vă la tot ceea ce înseamnă anchete DICOT, uitați-vă la tot ceea ce înseamnă anchete ale procuraturii, ale parchetului general. Și prin câte cazne a trecut Claus Iohannis, amintiți-vă, un adversar al regimului Băsescu, da? În 2009 și 2010. Propus prim-ministru de Victor Ponta atunci. Propus de Mircea Joana, dacă nu mă înșel. Domnule, nu contează. Propus de PSD, păi nu și era de PNL. Defila Claus Iohannis cu Mircea Joana. Ideea la e că nu vrem să facem acum vreun proces și cu Crin Antonescu sau vreun recurs la memorie. Și apoi cu doar e bine să ne mai amintim din când în când niște lucruri, pentru că am auzit pe foarte mulți că în momentul în care pune sau ești împotriva lui Băsescu, automat încep dosarele pe bandă rulantă. Ori s-au început dosarele pe bandă rulantă și împotriva lui Claus Iohannis, dar n-au avut ce dosare, știți, că ieșeau până acum. Există și prietenii sub acoperire. Domn profesor, asta e. Asta e doar suspiciune. Adică suspiciunile să mergem până în pânzele albe cu ele. Da. Cert este în felul următor. De obicei, în campania electorală se folosesc tot ceea ce înseamnă arme împotriva contracandidatului tău. Și, din păcate, cu ghilimelele de rigoare, slavă Domnului, că tot a fost invocată biserica în această campanie electorală, mai ceva decât divinitatea în orice viață normală de gospodărie. Haide că interveni și prea fericitul în favoarea lui... În ultima secundă și spălând oarecum roșina de... Eu cred că nu trebuia să intervine nici pentru unul, nici pentru altul. Să rămână în prea fericirea lui și să ne lase. Corect. Pe noi în... Asta este și părerea marea noastră... Da. Pentru a-mi termina ideea, v-am zis, nu cred că au existat lucrurile acestea. Deci când se fac atacuri suburbane, înseamnă că nu mai e alt atac să-l faci. Și fac lucrurile astea și precizările respective, pentru că v-am spus, am început emisiunea, cu toții suntem oameni, cu toții suntem egali în fața legii, cu toții corect, avem drepturi e, egale în țara aceasta. Dar vă aduceți aminte că în ultima săptămână de campanie, Victor Ponta, din postura de premier al României, a trimis corpul de control să verifice primăria Sibiu. Adică exact pe contracandidat, domnule profesor. Bun, acum poate fi interpretat. Oricât de simpatic va fi reprezentantul nu mi-e deloc simpatic. Celălalt. Auziți? Numai puțin. Hai că e bine pentru stimații telespectatori să fac această precizare. Chiar în emisiunea mea de săptămâna trecută, emisiunea de joi, am făcut această importantă, zic eu, precizare ca să nu fiu rău înțeles. Eu nu am avut o prețuire sau o simpatie specială pentru niciunul dintre cei doi candidați. Adică, din acest punct de vedere al prețuirii și al simpatiei, ei au fost absolut egali în fața mea. Dar încercăm să discutăm niște fapte. Da, deci maniera în care a abordat aceste ultime două săptămâni de campanie, chiar și prin trimiterea corpului de control la primăria Sibiu... Nu știu dacă l-a trimis chiar... N-avea cine e. Deci este corpul de control al primului ministru. Păi poate el își făcuse corpul ăsta de control, își făcuse un plan de muncă mai de mult, așa, de la începutul anului, eu știu. Și atunci sau i-a făcut un bine lui Iohannis. O fi venit rândul și bine. Deci nu știu cum se profesează. Nu, eu mă gândesc la eventualități. Nu cred nici în eventualități, nici în coincidențe. Bun. Și a și fost interpelat Ponta pe tema asta. La care răspunsul lui a fost următorul. Da, dar ce are ceva de ascuns primăria Sibiu? Da. Iar Claus Iohannis a ieșit cu eleganță, cu decență, fără să jignească, și a zis, eu știu ce e acolo, pot să vină oricâte organe de control dintre astea, pentru că nu au ce să-mi reproșez. Ca dovadă că a avut și dreptate. Bun, haideți să venim totuși la subiect. Ce credeți că au pierdut românii nealegându-l pe Victor Ponta? Eu zic că n-au pierdut nimic și că au avut numai de câștigat. În primul rând pentru că românii se rup definitiv, se întorc cu spatele politic vorbind, către Moscova, Beijing și Fenian. Dar de ce identificați pe Victor Ponta cu Moscova, Beijing? El și-a declarat simpatiile vis-a-vis de aceste, deci față de gesturi de curtoazie. Nu, domnule profesor, gesturi de curtoazie pot să fie pentru poporul chinez. Dar ca să-ți declari textual admirația pentru politica Partidului Comunist Chinez, mi se pare cel puțin o declarație irresponsabilă. Să știți că alți lideri și alți lideri ai lumii își declară prețuirea pentru felul cum e condusă China.
Nu și cred că pentru politica Partidului Comunist. Nu. Dacă ați putea să-mi dați pentru munca, pentru creativitatea poporului chinez, cultura poporului chinez, pentru progresul economic. Dar și pentru felul în care sunt manageriate toate aceste calități ale poporului chinez, că fără un conducător. Nu pentru politica Partidului Chinez. Repet. O politică. Ne place, nu ne place. În sfârșit, nu, dar nu confundați planurile. Nu în primul rând, politica Partidului Chinez înseamnă revoluția culturală a lui Mao Zedong. În al doilea rând, înseamnă piața Tiananmen. Niciun lider responsabil politic nu poate să laude o formă de guvernare care a călcat în șenile tancurilor oameni nevinovați. De acord, dar de atunci până în prezent s-au petrecut mai multe transformări în viața internă a Chinei, lucru care au impus-o totuși pe plan internațional ca pe o mare putere. Fără discuție. Economică. Fără discuție. Economică. Eu am spus că am întors spatele politic. Pentru că economic este chiar benefic să ai relații comerciale cu China. Pe de altă parte, cum să vă zic, identificarea lui Victor Ponta cu comunismul iar mi se pare o forțare a realității. De ce vi se pare o forțare? Păi ce, ce are legătură Ponta cu comunismul? Că era un puștan când a venit Revoluția din decembrie. Nu era chiar așa puștan, era... 17-18. Păi, și vi se pare puștan atunci? Poate n-a apucat să fie contaminat definitiv cu ceea ce înseamnă... Fost contaminat definitiv, pentru că stând în preajma lui Ion Iliescu, despre care nu puteți să spuneți că este vreun liberal. E un comunist cu gândire liberală. Nu, este un comunist care la un moment dat a intrat în conflict cu Ceaușescu. Punct. Păi, și asta înseamnă ceva, până la urmă. Nu, înseamnă anti-ceaușism, nu înseamnă anticomunism. Și prieten foarte bun cu toți liderii sovietici, cu școală făcută la Moscova, mă rog, îndoctrinat până... Revenind însă... Drept dovadă că i-a și păstrat lângă el pe apologeții comunismului sovietic, Bârlădeanu, care a fost până la capăt alături de el, Brocan, care a fost până la capăt alături de el. Deci nu poți să nu te contaminezi când lucrezi cu astfel de oameni. Bun, dar nu era cazul lui Iliescu, care a avut rolul lui mai bun sau mai rău într-o anumită perioadă a istoriei. Deci, n-am zis că n-a avut și un rol bun Iliescu, dar vă spun, Victor Ponta, părerea mea este că nu... Am pierdut nimic, că n-a ajuns președinte. Am reținut răspunsul. În al doilea rând, era dramatic pentru poporul român și pentru statul român ca toate puterile politice să fie concentrate în ograda unui singur partid. Nu știu, o fi bine, o fi rău și asta. Foarte rău ar fi fost și vă spun primul lucru pe care l-ar fi făcut. Dumneavoastră știți că încă de când se înființase USL-ul, care a dispărut și nu mai este și nu mai este nicio din șansă păcate, de, a se, după părerea mea. De a se reface. Da, și aici suntem, nu putem fi de acord. Asta e. Dar așa, deci a dispărut atunci când s-a format, Victor Ponta n-a avut calitatea de candidat la prezidenție. Da, e corect, așa e. El a fost împins în această postură de către baronii locali, care sunt tăticii acestui partid în momentul de față. Ei, nu i-au pus nimeni pistolul în spate, efectiv. Oare nu? Nu. Nu cred. Adică, nu. Nu pot să știu care e adevărul. Știți cum e? Că, vedeți? Nu zic eu că a fost vorba de pistoale, dar... Pistol metaforic, sigur. Așa. El trebuia să le garanteze faptul că vor scăpa de acest braț extrem de eficient al justiției. Pentru că este anacronic, este inexplicabil să vedem cum un partid de stânga care propovăduiește câștigul minim, care nu dă în afară de speranțe decât pomeni electorale, care își încalcă propriul program de guvernare, eu vă aduc aminte că suntem aproape de capătul celui de-al treilea an de guvernare și în programul de guvernare era stipulat clar 1 milion de locuri de muncă și a venit harvardista Lupește, care a spus că nu e treaba guvernului să facă locuri de muncă. Păi atunci, de ce ai făcut programul ăsta de guvernare? E o tânără în proces de formare profesională. Și care e întâmplător a ajuns ministru de finanțe. Este un minister atât de important, domnule profesor, încât n-ai voie nu să-ți bagi joc. Mie, e foarte important. Punând, mi s-a dat o șansă. Păi da, dar pe spinarea 20 de milioane de oameni, domnule profesor. E, poate are în spatele ei pe cineva. O armată de consilieri. Mai e chemat și Florin Georgescu de pe acolo, de pe unde e. Mai pune lucrurile asta la... Asta înseamnă ministru la noi. Eu știu, mă gândesc. A, poate în concepția... Mă gândesc, deci e o ipoteză.
Da, Partidului Social Democrat. Da. Așa. Și după 3 ani de guvernare, ei au un deficit de 200.000 de locuri. Nu au creat milionul.